Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem în căutarea stării de bine și astăzi o avem alături pe Bogdana Bursuc, cu care vom vorbi despre fricile la copii. Bine ai venit, Bogdana! Bine v-am găsit! Știu că este normal ca copiii să experimenteze frica, pentru că asta practic îi ajută să nu intre foarte ușor în bucluc. Însă uneori lor le pot fricile afecta stările, comportamentele. Și aș vrea să ne spui în ce măsură noi ca părinți ar trebui să avem grijă, când ar trebui să ne preocupe faptul că copilul nostru are frici, așa să zicem, în exces. Da, într-adevăr, frica e o emoție normală, naturală, așa cum e și furia, și bucuria, și tristețea. Deci este o emoție cumva care face parte din repertoriul nostru emoțional și are o funcție, în special funcția sa de protecție, de apărare, și ea ne semnalizează când este un pericol. Și atunci copiii cumva au și ei în repertoriul lor emoțional frica, bineînțeles, care îi ajută într-adevăr să se protejeze. O altă particularitate a fricii este că frica este și una dintre emoțiile care se învață foarte ușor. Adică copiii cumva pot învăța frica de la părinți, părinții pot modela frica. Și cred că un semnal de alarmă, de exemplu, este pentru părinți în momentul în care copiii cumva motivează că le este frică și își explică faptul că evită sau că nu fac diverse lucruri care sunt specifice vârstei datorită faptului că le este frică. Deci cumva ăsta ar fi un semnal de alarmă pentru părinți când copiii nu fac lucrurile specifice vârstei pentru că le este frică. De exemplu, nu merg la grădiniță, da, pentru că îmi este frică, sau nu vreau să dau un anumit test sau un anumit examen pentru că îmi este frică. Da? Atunci cumva asta indică că e o anumită frică care nu e, să spun, din repertoriul ăsta emoțional care ne protejează, ci cumva a trecut, să zic așa, o anumită graniță și mai degrabă ne împiedică să fim funcționali și ne face să evităm și lucruri care de fapt ar fi adaptative pentru noi și ar fi specifice vârste. Aici eu personal, ca și părinte, uneori am impresia că există și un mic șantaj emoțional din partea copilului. Nu vreau să fac chestia asta pentru că mi este frică. Intervine și partea asta când ar trebui să-mi dau seama că este într-adevăr o frică și când mai degrabă ca să scape de ceva anume. Da, asta într-adevăr cred că e un punct foarte bun de ridicat, pentru că cu toți părinții care sunt în preajma copiilor știu că ei găsesc tot timpul soluții ca să își rezolve micile lor interese sau micile lor probleme, dar cred că aici e foarte important cumva să fim prezenți și să fim realmente în contact cu copilul, pentru că o frică adevărată o putem simți, o putem vedea în corpul lui, putem vedea, de exemplu, că este mai alb la față, da, sau mai palid, putem observa, de exemplu, că mâinile sunt reci sau că este, palmele sunt transpirate, putem să observăm că respiră mult mai alert, da? Că inimioara îi bate mai tare. Deci cumva putem observa când spune doar că mi este frică și când realmente este frică. Deci practic regăsim și niște simptome ale corpului care însoțesc ceea ce copilul ne transmite. Care sunt, exact, care sunt fricile pe care le-ai întâlnit în cabinet în privința copiilor? Da, cele mai frecvente frici cu care părinții vin, da, ale copiilor lor, sunt în special cele legate de școală, da? Și aici mă refer cumva la două direcții: frica legată de evaluarea la școală, de teste, de teze, da, de examene. Asta sunt când se schimbă un gimnaziu și începe celălalt. Deci cumva copiii au teama aceasta de eșec sau de evaluare negativă, da, teama de performanță scăzută, și este o teamă care realmente îi împiedică să se pregătească sau chiar îi împiedică să aibă o performanță care o au ei în mod obișnuit în momentul în care se face testarea. Iar o altă direcție cumva a fricilor care fricilor cu care cumva părinții vin când le observă la copii e teama asta cumva de faptul că ceilalți colegi, ceilalți copii o să râdă de mine.
De exemplu, că o să-și facă o părere proastă despre mine, da, sau ce impresie o să-și facă despre mine. Și asta cumva îi face pe copii să aibă puțin prieteni, să se autoizoleze, să nu interacționeze, deci practic să nu facă diverse activități tipice vârste, și părintele se regăsește cu un copil care e foarte cuminte, e mult prea cuminte, da? Stă acasă cumva toată ziua, nu prea interacționează, nu iese, da? Nu are prieteni. Da? Și în spate de cele mai multe ori este teama asta de o evaluare negativă pe care ceilalți percepe copilul că ar putea o avea dacă el se exprimă, se manifestă, vorbește cu ei sau se apropie de ei. Dacă ne raportăm la teama de eșec, teama cu privire la examinări, ce putem să facem ca părinți, ca și copii? Ce avem de făcut legat de aceste frici? Da, cred că pot fi spuse niște lucruri așa generale, deși lucrurile diferă foarte mult de la o situație la alta. De obicei, ce se întâmplă sau ce generează teama asta de eșec sau de o performanță slabă este cumva ceea ce învață copilul legat de performanță, și foarte multe, din păcate, în societatea noastră, valorizarea, aprecierea, valoarea personală este foarte mult legată de performanță, da, de cât de capabili suntem să facem niște sarcini sau standardul la care facem niște sarcini. În lumea copiilor lucrul ăsta se traduce în ce notă mare iau, da? Și atunci cumva ce se întâmplă pentru copii asociat asta se zicea o performanță cu acceptarea și valorizarea sau lipsa performanței, lipsa unei note mari cu o eventuală respingere. Și de multe ori părinții spun că eu nu l-am, dar nu i-am spus, nu l-am respins niciodată cumva sau n-am pus presiune pe el să ia note mari, dar ce se întâmplă cumva este că sunt două nivele de multe ori, nivelul ăsta explicit verbal în care spunem anumite lucruri și apoi un nivel mai puțin evident, un nivel implicit, modul în care privim, modul, exemplele pe care le dăm în jur, da? Și atunci de foarte multe ori mesajul ăsta îl captează copiii de acasă sau îl captează de multe ori de la școală. Da? Pentru că școala cumva cu asta se ocupă să îți crească capacitățile și capabilitățile și evaluează care sunt acestea și bineînțeles e o anumită valorizare involuntară care vine cu cei care au capacități mai mari și ca urmare note mai mari și atunci cumva copiii învață tipul ăsta de valorizare și de autovalorizare. Da. Și o consecință a acestui lucru este teama asta cumva, frica asta de evaluare, de test, anxietatea de performanță, cum spunem noi așa psihologii, da? Sau teama de eșec, care îi fac pe copii realmente să intre într-un stres foarte mare înainte de o evaluare. Sunt copii care nu pot dormi, da? Nu mai mănâncă și sunt realmente într-un stres foarte accentuat. Dacă ar fi să ne gândim la un pas mic, cel mai mic pe care ar putea să-l facă ori părinții, ori copiii în acest context, care ar fi ceva așa de da. La îndemână? Da, cred că părinții în primul rând ar fi util cumva dacă ar putea să-i dea copilului această asigurare sinceră. Că uite, indiferent ce se întâmplă, deci te duci la test, nu e nevoie să te pregătești, știi destul, da? Faptul că ai citit odată e suficient, da? Și mai mult decât atât, asigurarea asta că indiferent ce se întâmplă la test, da, o să găsim o soluție ca să fie bine pentru tine. Uh-huh. Dacă copiii undeva se tem de consecințe și de multe ori discursul ăsta, că dacă ei nu te mici, da, după aceea nu-ți iese nu știu ce medie care contează pentru nu știu ce etapă, da, și atunci copiii trebuie asigurați că indiferent ce performanță sau ce rezultat o să aibă, eu ca și părinte o să fiu alături de tine și o să găsim o soluție, adică nu e nicio problemă. Uh-huh. Iar o altă recomandarea așa foarte mică e, părinții de multe ori au tendința normală, firească, de a încuraja pe copii și o replică care apare frecvent este, am încredere în tine, sunt sigur că o să reușești, că o să poți, dar copiii
experimentează tipul ăsta de replici sau de încurajări ca o presiune suplimentară, că el trebuie să reușească, că uite, mama, tata au încredere în mine și dacă eu nu reușesc așa cum ei au încredere că o să pot, o să-i dezamăgesc. Și asta nu face de fapt decât să adauge un stres și să crească anxietatea. Deci cea mai potrivită replică din partea unui părinte este că nu contează ce o să faci, o să găsim o soluție și rezolvăm împreună. Ok, ce facem cu privire la tema aceea, cu privire la imaginea pe care o am alături de, în fața colegilor mei, să nu mă fac de rușine? Acolo ce sfaturi le putem oferi? Asta este o teamă un pic mai special, ca să zic așa, în sensul că are niște rădăcini mult mai profunde în modul în care copilul a ajuns să se vadă, da, pe el, și are de-a face mai mult poate cu dinamica care este în familie, și are de-a face cu modul în care copilul a învățat de fapt să se vadă. De cele mai multe ori când îmi este teamă că cineva o să se o să râde de mine sau o să mă evalueze negativ, foarte frecvent eu de fapt am această părere despre mine. Da? Și îmi imaginez că ceilalți nu pot gândi decât ce gândesc și eu despre mine, că nu pot gândi ceva pozitiv. Iar aici, bineînțeles, contează foarte mult ce anume generează imaginea asta negativă pe care copilul ajunge să-și o formeze despre el și frecvent cumva observăm că copilul deja se critică foarte mult, se blamează foarte mult și este un mod de a funcționa pe care l-a învățat și aici nu vreau să zic neapărat că părinții sunt critici cu el, deși uneori poate fi cazul, dar uneori copilul învață modul ăsta de a se raporta la el însuși, de la părinte. Pentru că și unii dintre noi, dacă stăm așa să ne uităm un pic la noi, avem modul ăsta de a ne uita la noi. Adică ne criticăm, ne blamăm, considerăm că n-am făcut suficient de bine, suntem amărâți pe tema asta sau suntem furioși pe noi. Și atunci, cumva, modul în care noi ne raportăm la noi poate fi și pentru un copil un model, un exemplu de cum, de fapt, ne putem raporta la noi înșine. Și atunci, cumva, vedeți, aici este o dinamică mai complexă. Nu e suficient doar să încurajăm copilul și să-i spunem, uite, ai calitățile astea sau hai să facem o listă de calități, deși uneori poate ajuta lucrul ăsta. Da? Dar e de văzut, cumva, o dinamică mai complexă din familie și din interacțiunile din familie, care de fapt fac ca modul ăsta de a se raporta copilului la el însuși să facă sens și să se mențină, indiferent câte asigurări dăm sau câte calități, ce liste de calități facem. Dar care ar fi totuși un exercițiu, nu știu, poate zilnic, pe care să-l facem în familie, să-l facem cu toții, să-l aplicăm și pe noi ca părinți, astfel încât să ne creăm reflexul ăla benefic pentru noi și să ne creștem și până la urmă stima de sine și să vedem și partea da, bună a lucrurilor. Da. Cred că, de fapt, așa ca o rădăcină cumva a lucrurilor, este termenul ăsta așa consacrat pe care îl tot auzim legat de acceptarea necondiționată, ceea ce înseamnă cumva că e foarte important să avem în familie cumva să exersăm o atitudine de non-evaluare, adică lucrurile suntem de acord cumva cu niște lucruri și nu suntem de acord cu niște lucruri, da? Dar nu avem atitudinea asta de judecată la adresa persoanei, da? Ci mai degrabă comportamentele sunt cele cu care suntem sau nu suntem de acord, da? Persoana nu o judecăm și nu suntem în dezacord sau în acord cu ea, adică nu o acceptăm sau nu o respingem. Deci cumva cred că recomandarea de bază este de a cultiva această atitudine cumva de blândețe și de înțelegere față de propria persoană și acceptarea cumva și includerea să nu fie pe criterii de ce este bun și de ce este rău, de ce este greșit și de ce este corect. Și pur și simplu acceptarea și includerea este o premisă a priori. Nu trebuie să faci nimic special pentru asta. Da? Și nu vei fi cumva pedepsit prin retragerea acceptării sau a apartenenței dacă sunt comportamente care nu sunt adecvate sau care nu sunt greșite.
Și poate mai simplu spus, e pur și simplu să exersăm discursul ăsta în care cu toții e normal să facem lucruri care sunt adecvate și utile și lucruri cumva care nu sunt adecvate și poate nu sunt utile și pur și simplu asta e normal. Mm-hmm. Da? Nu este ceva bun sau rău și nu te face un om bun sau rău. Am întrebat câțiva copilași de 8-9 ani să spună ce ar vrea să afle vis-a-vis de frici și unul dintre ei mi-a spus de ce se simte frica atât de tristă? Și vrea să, fix asta vrea să știe. Mi s-a părut foarte interesantă formulată întrebarea. Da, dar și pentru mine e interesant așa să aud cum experimentează el frica ca o experiență foarte tristă. Mm-hmm. Da. Și asta este experiența lui personală. Unii dintre noi experimentăm frica ca un lucru foarte înfricoșător, da? Și ne este frică de frica noastră. Și ce înțeleg e că pe el personal frica lui îl întristează. Mm-hmm. Da? Și cred că poate cumva explora sau se poate întreba ce anume îl întristează la a fi frică. Mm-hmm. Și aici sunt diverse răspunsuri care îmi vin mie în minte și s-ar putea niciunul să nu fie corect în cazul lui personal, dar e posibil frica să fie experimentată ca fiind tristă sau să ne întristeze cumva frica pentru că, de exemplu, o trăim singur. Da? Nu e nimeni alături de noi care să ne asigure sau să ne liniștească. E posibil să fim judecați pentru că ne este frică. La modul, a, ești băiat mare, n-ai de ce să-ți fie frică, cum ți-e frică. Da? Și atunci eu rămân cumva cu frica mea și cu sentimentul ăsta că e ceva neregulă cu mine, că mi-e frică. Da? Și atunci să experimentez frica ca ceva trist. Da? Dar cred că e important răspunsul cel mai acurat cumva la întrebarea asta e pur și simplu dacă investigăm experiența asta personală și să vedem de fapt ce anume face pentru el ca frica să fie experimentată ca ceva trist. Da, pe mine m-a dus cumva cu gândul și la ideea că mă simt neputincios să fac ceva legat de frică și atunci mă întristează că, exact. Că mă simt așa imobilizat. Și cred că, într-adevăr, e fain să explorăm cum se simte fiecare copil cu propria lui frică. O altă întrebare pe care am primit-o tot de la copiii de aceeași categorie de vârstă, că până la urmă fiecare categorie de vârstă are propriile frici și poate discutăm un pic mai încolo fiecare ce experimentează la diferite vârste, este ce să fac cu frica că s-ar putea unul dintre părinți să moară? Da. Da, asta este o frică cu care unii dintre noi ne întâlnim așa față în față și mulți dintre noi o trăim fără a ne întâlni cu ea față în față neapărat. Și ce pot să spun legat de asta este că frica cumva de a pierde unul din părinți este o frică cu care e normală să spun așa, pentru că pentru noi toți e foarte importantă relația de atașament și nu dorim cumva să pierdem relația asta de atașament și asta este una dintre cele mai mari frici ale noastre și nu suntem niciodată pregătiți să pierdem o relație de atașament. Și nu este opțiune cumva, dacă am putea, nu am optat pentru asta niciodată. Iar copiii ajung cumva să se întâlnească față în față cu frica asta când sunt diverse evenimente care le aduce cumva în prim plan. Adică ori părinții, de exemplu, sunt bolnavi, ori au trecut prin situații periculoase, nu știu, au avut un accident sau au întârziat pur și simplu acasă foarte mult, copilul n-a știut unde este, da? Au fost situații în care copiii n-au știut despre părinți și a fost o chestie impredictibilă, nu că părinții ar fi fost neapărat în pericol, dar pur și simplu copiii neavând informații și fiind o chestie impredictibilă, imediat cumva apare reacția asta de îngrijorare vis-a-vis de părinți. Și aici cumva de multe ori copiii care se întâlnesc cu frica asta de a-și pierde părinții, e posibil cumva să fie avut o dificultate legată de separare, da? Și de a fi cumva
separat, să zic așa, de părinți, apropo de anxietate, de separare, mai timpuriu. Da? Și nu știu dacă ei pot face ceva direct, dar cu siguranță au mare nevoie de părinții lor. Adică cred că e foarte important ca părintele să înceapă cumva să fie foarte predictibil cu copilul și să respecte cumva toate lucrurile care sunt comunicate. De exemplu, dacă plec, dacă îi spun că vin la o oră sau la un anumit moment, vin la acel moment, da? Și nu mai târziu. Da? E foarte important să împărtășim, de exemplu, cu un copil care are frica asta despre cum a fost ziua noastră, ca să știe cumva ce facem noi, ce se întâmplă cu noi, și asta îi dă un sentiment cumva așa de asigurare, de liniște. Deci cumva cred că părinții pot ajuta foarte mult cumva dându-le asigurarea asta că totul e în regulă și normalizând frica asta. Adică ok, normal să ai frica asta, te înțeleg, știu că ți este neplăcut, da? E o stare, o senzație neplăcută, da? Și ce pot eu face pentru tine, de exemplu, este să-ți răspund la telefon, da, când mă sun, sau să respect timpul de reîntâlnire pe care l-am stabilit împreună. Da? Deci, cumva, tipul ăsta de asigurări, ce nu funcționează este cumva minimizarea sau bagatelizarea fricii ăsteia, la modul e ce cu prostiile astea, ce poate să mi se întâmple, nu? Mi se întâmplă nimic, ai încredere în mine. Dar pentru că copilul undeva, pentru el e foarte terapeutic, apropo de gestionarea fricii, când părintele cumva îi înțelege și îi validează emoția asta, este o formă cumva prin care copilul simte că nu e frică, nu e singur cu povara asta a fricii. Acum mă gândesc că mai sunt și câteva persoane care suferă de anumite boli și inclusiv ei ca părinți nu se simt confortabil să le ofere această asigurare, poate unii sunt bolnavi de cancer. Ce facem în contextul ăsta foarte, foarte delicate vis-a-vis de copii? Da, în contextul ăsta, cum bine ați spus, foarte, foarte delicat, cred că e foarte important, în primul rând, părintele să se stabilizeze el emoțional, pentru că el, în primul rând, e posibil să fie foarte speriat de boala lui, de ce să-i se întâmple lui și foarte speriat de faptul că l-ar lăsa pe copil singur dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Și toată frica asta este captată cumva de copil în discuții și nicio asigurare din partea părintelui nu o să fie de fapt autentică. Și atunci cred că părintele are nevoie cumva de sprijin ca să-și stabilizeze el cumva starea emoțională și să ajungă la un anumit echilibru sau pe care situația îl permite, da? O anumită împăcare, atât cât permite situația. Și cred că e important cumva copilul să primească minimum de informații. Și aici ce vreau să spun prin asta este că uneori noi, ca să protejăm copiii, avem tendința să le ascundem informațiile care produc un disconfort sau care sunt neplăcute. Însă ce se întâmplă pentru copii este o confuzie foarte mare. Pentru că ei simt cumva că ceva se întâmplă, că ceva este în neregulă și eu îi spun că totul e bine sau că nu se întâmplă nimic. Da? Și încerc cumva să mă montez și să am o dispoziție bună în preajma lui. Și atunci pentru copil e o confuzie foarte mare, pentru că primește mesaje contradictorii, iar eu dacă îi spun că nu se întâmplă nimic, da? E ca o invalidare și un mesaj de neîncredere pe care îl transmit vis-a-vis de ce simte el, ce observă el, ce gândește el. E ca și cum el zice ce simți și ce observi tu, ce vezi tu nu e corect, care în realitate e corect. Da? Și aici cumva părinții au cele mai bune intenții, intenția de a proteja, dar cred că există și alte modalități prin care de fapt să ofere copiilor protecția pe care doresc ei să le ofere, dar în același timp cumva fără să creeze toată această confuzie și să pună atâta presiune pe ei ca și părinți, da? Să reacționeze diferit, să afișeze ceva ce e greu și pentru ei de afișat.
Bine, și aici mai sunt și alte metode pe care noi iar le omitem de a discuta despre moarte, că părinții vorbesc la modul general, nu doar când sunt cazuri din acestea extreme. Exact, adică, da. Au nevoie să fie familiarizați totuși cu ceea ce înseamnă moartea și chiar discuta despre fricile pe care ei le au. Eu am mai experimentat, adică am experimentat, întâlnesc situații în care, într-adevăr, e cu un mare semn de întrebare cât timp va mai trăi părintele, pentru că boala este de așa natură și atunci le-am mai recomandat să se întâlnească cumva în vise, să-și pună intenția legată de vise. Este o tehnică pe care am discutat-o în cadrul unei alte emisiuni și pe care vă invit să urmăriți interpretarea viselor. O altă întrebare pe care am primit-o de la copii este legată de teama, frica de întuneric. Le este frică să meargă singur prin casă sau să rămână singuri în întuneric, în cameră, au nevoie de o lumină și vreau să știe ce să facă în acest context. Asta este o întrebare de la copii. Da. Ce e important pentru copii să știe e că până la o anumită vârstă e normală frica de întuneric, cum e normală și frica de străini, da? Sau frica de zgomote puternice, de furtună, de tunete, da? Deci sunt niște frici cumva care sunt normale. Pentru Bogdana, scuze-mă, până și eu am teama asta de întuneric. Da. Da, la adulți nu e tocmai specifică vârstă. Da. Și acum ce se întâmplă e că întunericul aduce cumva un anumit pericol cumva și noi ca specie cumva suntem construiți să fim mult mai vigilenți în condiții de pericol și deci de întuneric și e normal, dar după aceea practic ce se întâmplă e că dacă frica persistă arată de fapt că e ceva acolo de fapt. Da, de nu trece în mod natural frica de întuneric odată cu înaintarea în vârstă. Și acum sunt două, să zic așa, direcții foarte diferite și foarte utile cumva în același timp de a aborda frica de întuneric. Una este cumva tocmai să învățăm că întunericul nu este periculos și este această metodă cumva așa a expunerii gradate, da? În care cumva să câștigăm din ce în ce mai multă autonomie în întuneric, la început poate cu o lumină, care lumina e din ce în ce mai mică, poate cu cineva, care după aceea, de fapt, stă din ce în ce mai departe de mine. Dar de cele mai multe ori, în realitate, dacă frica de întuneric persistă sau revine, este un indicator cumva al unei alte frici. Da? Și întrebarea este, când îți este frică de întuneric, care e cel mai îngrozitor lucru care se poate întâmpla? Sau de ce anume îți este frică de fapt? Mm-hmm. Da? Și aici fiecare cumva are răspunsul lui personal, care ne va duce cumva în direcția fricii, din spatele fricii de întuneric. Ce am întâlnit destul de des la copiii până în 12 ani este faptul că pot să fie atacați de niște monstruleți pe care probabil că îi văd în jocuri, în desene animate și bineînțeles că este teama să nu fie răniți, agresați, loviți, teama de propria moarte. Exact. Și vedeți aici, de fapt, sunt niște dinamici, cumva, din punctul meu de vedere, cumva foarte profunde, legate de faptul că ești vulnerabil, da? Că nu te poți apăra singur. Da? E interesant, cumva, că te vezi vulnerabil, da? Adică fără cineva care să te poată proteja atunci când nu te poți apăra singur, ceea ce este foarte normal cumva la vârsta copilăriei. Da? Copiii sunt mult mai vulnerabili decât adulții, la modul cât se poate de concret. Și atunci cumva, de cele mai multe ori, așa din experiența mea, în spatele temerii ăsta, este teama asta cumva de vulnerabilitate, de fragilitate și de lipsa cumva unui suport, a unei protecții. Da? Și aici din nou e o dinamică care e posibil să aibă de a face cu experiențele din relația de atașament, dar nu neapărat, dar așa ca exemple.
și ei pot să facă ceva anume în afară de exercițiul acesta cu intensitatea luminii, apropo de vulnerabilitate, acum că ne focusăm pe vulnerabilitate și de a le crește puterea interioară, să zic așa. Da. Aici, într-adevăr, este ceva ce se poate face, dar, din nou, având în vedere că sunt copii, copiii puține lucruri pot face fără ajutorul părinților. Și chiar dacă este foarte important să dezvoltăm autonomia când vine vorba de gestionarea emoțiilor și autoreglarea emoțională, asta se învață cumva în relația cu părintele și e important ca părintele să fie un sprijin. Iar un lucru cumva care e foarte util este cel legat de o emoție care e controversată, să zic așa, social și chiar și psihologic, furia. Da? Pentru că ne simțim cumva vulnerabili, da? Sau neputincioși atâta timp cumva cât nu avem contact cu tot repertoriul nostru înnăscut de protecție, iar furia este una dintre principalele emoții care spune ceva despre nevoile noastre și care ne mobilizează cumva să ne satisfacem nevoile. Iar o nevoie a noastră este de a ne proteja, de a ne simți în siguranță. Da? Și atunci ce se întâmplă e că părinții pot interveni în a facilita copiilor contactul cu această emoție de furie, ca o completare altor acțiuni care au fost făcute și care uneori sunt necesare, și anume de a tempera furia copiilor. Da? Sau a nu le permite cumva exprimarea neadecvată a furiei. Și știm cu toții când un copil smulge jucăria unui alt copil sau când un copil pur și simplu protestează că nu îi dai a cincea bomboană, da? Și el este furios. Atunci noi cumva intervenim și efectiv corectăm sau poate chiar pedepsim furia. Și copiii încet, încet renunță sau se deconectează de capacitatea asta a lor de a fi furioși, de a protesta, de a cere, de a se apăra cumva din categoria asta. Și unul din efectele acestui lucru este că se simt cumva mai vulnerabil. Da? Iar un alt lucru este această prezență cumva a părintelui și acest răspuns cumva la nevoile pe care copilul le are, și mă refer aici la nevoile de bază, nu un PlayStation sau nu știu ce desen animat, da? Dar cumva prezența noastră și răspunsul nostru prompt la nevoile de bază ale copilului îi dă copilului sentimentul de siguranță, se simte în siguranță și nu se mai simte atât de vulnerabil. Dar asta, vedeți, este cumva nu e un lucru punctual neapărat pe care părintele să-l facă, ci e un lucru cumva care se construiește în relație de zi cu zi pe care o avem. O altă întrebare, tot așa venită de la copii, a fost legată, când am întrebat, ok, de ce ți este frică, unul dintre ei a asociat frica cu rușine și spune, îmi este așa frică sau așa rușine de oameni pe care nu-i cunosc foarte, foarte bine și de nu-mi vine nici măcar să-i salut, dar apoi să mai vorbesc cu ei și să intru în vorbă cu ei, să socializez. Și nu vorbea doar despre oameni, ci și despre copii. Și vrea să știe ce are de făcut. Da, ar fi foarte bine să fie așa ceva simplu ce să poată să facă. Ce e foarte important e cumva deja o distinție între astea două emoții care sunt foarte diferite, emoția de frică și emoția de rușine. Da? E posibil ca ele să coexiste. Da? Frica este o emoție, să zic așa, care semnalizează un pericol, da? Real, da? Dacă nu este un pericol real, nu e chiar frică, e un fel de anxietate, dar de multe ori noi folosim același termen, zicem că nu este frică. Rușinea cumva e o emoție care are de-a face cumva cu persoana mea, cu cum mă văd eu, mi-e rușine de mine, sau mi-e rușine să fiu văzut, da? Ceea ce e foarte diferit de frică.
Și ce pot să spun e că, într-adevăr, frica adică, sau rușinea, de exemplu, rușinea față de adult e iarăși o emoție cumva firească sau timiditatea în prezența adulților, o emoție firească până la o anumită vârstă, dar față de colegi cumva iarăși e ceva care nu e tipic vârstei, da? Față de să fie rușine sau frică față de cei de aceeași vârstă cu tine. Și ca să afle ce poate să facă, ar trebui cumva să fie un pic mai specific de atât. Da, de exemplu, e frică de ce anume, că ce s-ar putea întâmpla. E frică de reacția lor, e frică de ce consecințe ar putea urma, pe ce plan. Adică trebuie cumva să avem mai multe date ca să putem da o recomandare. Dar cred că prima recomandare care s-ar potrivi pentru în situația asta și nu cred că ar face niciun rău, e reacția pe care el o are atunci când observă că este frică sau rușine. Și de multe ori când avem o reacție de asta care ne dăm seama că e ceva în neregulă cu ea, e că începem cumva să ne blamăm, să ne criticăm, să ne spunem că de ce nu sunt și eu ca toată lumea, ce e neregulă cu mine, da, de ce mă simt așa, da, de ce nu pot cumva să am mai multă încredere în mine sau să fiu ca ceilalți. Adică avem o reacție ușor de reproș, da, sau de dezaprobare față de ce simțim emoțional. Și cred că prima reacție este pur și simplu, prima recomandare este pur și simplu legată de această reacție, și anume să fie o reacție mai degrabă de observare și de validare. Adică, uite, observ că mă simt așa, poate nu înțeleg exact de ce, da? Poate nu știu ce să fac, dar cred că are undeva sens să mă simt așa, nu cred că întâmplător mă simt așa, da? Adică, altfel spus, prima recomandare e poate să nu ne judecăm sau să nu ne criticăm când avem o astfel de reacție. Pentru că din întrebarea copilului, ce înțeleg eu, e că vrea să schimbe lucrul ăsta. Și mintea mea, cel puțin acum, nu știu alții cum percep, dar mintea mea e ca și cum nu e doar un disconfort, dar e și ceva în neregulă. Și de multe ori tipul ăsta de reacții cumva sunt ca un semnal de alarmă, adică vor să ne transmită un mesaj, da, o informație. Da? Și atunci cumva în funcție de toate celelalte elemente legate de frica sau de rușinea asta, putem da niște recomandări cumva mai specifice. O altă recomandare, de exemplu, la care mă gândesc e, poate ar fi bine să nu încerce să rezolve singur, da? Ci să caute un sprijin, da? Ori la un adult, ori la o persoană de încredere, pe cine consideră el o persoană de încredere. Asta așa ca prime recomandări cumva de bază. Spuneam mai devreme că poate reușim să discutăm și despre categoriile de vârstă și fricile, hai să le zicem cumva normale. Există o astfel de clasificare? Adică, nu știu, între 0 și 5 ani este normal ca copilul să aibă tipurile astea de frici? Există așa ceva? Da, există așa o clasificare și niște vârste orientative. Acum fiecare are particularitățile lui. Dar, într-adevăr, o frică, de exemplu, una dintre primele frici este frica asta cumva de separare de persoanele de atașament pe care o vedem la nou născut, da, și mult timp după, da, până pe la vreo 2-3 ani, da, e frica asta de separare care este normală și vedem copiii care cu cât sunt mai mici, cu atât mai mare frica asta sau mai traumatizant în caz că nu e respectată nevoia respectivă. Și vedem, de exemplu, la grădiniță el să nu fie foarte fericit și să plângă după părinți, da? Deci e o frică cumva normală, frica asta de separare de persoane de încredere. O altă frică, iarăși în copilăria foarte timpurie, este frica asta de a cădea în gol, da? Este frica de zgomote, da? De zgomotele puternice. Apoi cumva sunt fricile astea, frica de întuneric și de alte fenomene cumva naturale, da, cum spuneam mai devreme, furtuni, da, și lucruri de genul ăsta. Frica de animale, cu cât sunt mai mari, da.
Iar fricile astea ale copilăriei, să zic așa, după 5, eu știu, 6, 7 ani încep cumva să dispară, pe măsură ce copilul cumva învață exact, își dezvoltă exact capacitatea asta cumva de a fi autonom, iar autonomia cumva vine la pachet cu un sentiment de siguranță când nu mai sunt însoțit. Da, când sunt singur, iar asta cumva este ceea ce favorizează sau facilitează ca toate fricile astea cumva să dispară în mod natural. Iar aceste frici sunt expresia cumva aceste vulnerabilități naturale pe care copiii o au și a faptului că ei nu se simt în siguranță decât dacă sunt cumva cu cineva care le asigură această siguranță. Da. Și dacă am înțeles bine, ca părinte ar trebui să luăm în calcul ceea ce spune copilul despre propria frică, nu să bagatelizăm, să spunem, lasă, cum să ai tu frici, tu ești băiat, ești mare sau mai știu ce alte formulări. Exact. Mai există vreun sfat așa major pe care ar trebui să țină cont părinții când vorbim despre fericile copiilor? Da, deci cred că asta este asta pe care l-ați zis dumneavoastră. În primul rând, cumva să avem o atitudine de respect față de frica respectivă, pentru că emoțiile tot timpul sunt un mesaj cumva către mediul înconjurător și către propria persoană, celui ce simte lucrul respectiv, și trebuie cumva validată cumva și onorată frica respectivă și tratată cu tot respectul, că este de fapt un canal de comunicare care devine posibil între mine și copil și pot afla ceva despre viața lui, despre lumea lui interioară și despre frământările lui micuțe pentru noi, dar pentru el sunt poate cele mai mari. Iar al doilea lucru cumva este legat de ce spuneam mai devreme, că frica este una dintre emoțiile care se învață foarte ușor. Da? Și, de exemplu, frica de paianjen. Dacă mi-e frică de paianjen și, bineînțeles, că nu o să mă simt confortabil când un paianjen traversează pe lângă mine și o să am o reacție de frică, copilul pur și simplu o să învețe frica de paianjen sau orice altă frică. Și un alt element este că, din dorința noastră cumva de a-i proteja pe copii, de multe ori cumva discursul nostru este formulat spre a identifica și a vedea pericolele și lucrurile negative care se întâmplă, dar în dezechilibru cumva cu lucrurile bune care se întâmplă și cu zonele de siguranță care există în paralel cu aceste pericole. Și atunci cumva, din dorința asta de a proteja, uneori facem o selecție cumva așa un pic distorsionată a realității și prezentăm de fapt lucrurile astea periculoase și ne trezim că tot timpul spune mai grijă că, fii atent că, da? Și în felul ăsta practic inducem involuntar mesajul ăsta că lumea e un loc periculos, că la orice faci te poate întâmpla ceva rău sau te poți pune în pericol sau poate fi o consecință negativă și atunci fără să vrem cumva creștem un copil care cu siguranță este mai precaut, da? Dar asta o să-l coste de fapt foarte multă vigilență, care este destul de obositoare și poate de fapt mai puțin curaj de a intra în situații sau a face lucruri pe care uneori noi ne dorim să le facă, dar este după aceea mult prea precaut sau anticipă mult prea multe lucruri negative și o să-și refuze lucruri care poate sunt în beneficiul lui. Foarte bine punctată această idee, Bogdana, cu a avea grijă cât de mult de inducem noi în mod artificial copiilor multă frică și după aceea așteptăm de la ei să fie niște supereroi și super zmei. Îți mulțumesc frumos pentru toate insight-urile pe care le-ai oferit. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit până acum. Vă invit să cumpărați revista Psihologie, unde o să găsiți subiecte cel puțin la fel de interesante. Pe curând! La revedere!